Ia! Și urechea? E clar. Deci, ceai de ciuboțica cucului, ventuze pe spate și două clizme după amiază. Poftim. Dom'le, dar pe mine mă doare gâtul. Ce faci, mă, comentezi aici? Dă-mă încoace, mă, după ce că nu... Ia, trei clizme după amiază. Poftim. Ești afară! Ești afară, nesimțitule ce ești! Nu mi-ai adus, bă, nici măcar o floare, bă, o bomboană, ceva! Că bă, știu eu! Nu știu ce mă mai fac cu ăștia, oameni buni! Am nebunit populația acestei țări! E sezonul molimelor! Cum să vă explic eu ca să înțelegeți în termeni ăștia non-medicali? Au dat bolile în populație, domne! Peste tot unde te uiți vezi numai oameni bolnavi! Oameni suferinți, oameni care vin la mine să-i ajut. Păi de asta m-am făcut, băi, o somitate medicală, ca să fac oamenii bine. Ieri mi-a venit unul la ușă, ci că, doctore, cred că am înnebunit. Aud voci. Tot aud în cap vocea lui doamna Lia Olguța Vasilescu, care zice că o să crească salariile după Revoluția Fiscală și azi, după Revoluția Fiscală, când mi-a venit fluturașul de salariu, era mai mic. Cum se poate ca un salariu să fie în același timp și mai mare și mai mic? Cum poate să fie creșterea numai pe hârtie? Ce, eu trăiesc pe hârtie? Săracul idiot! Chiar trebuie să fii bolnav să crezi că doamna Olguța vorbește serios, mă? Sau că știe ce vorbește? Sau că a crescut vreodată ceva în viața dumneaei? Nici cozonacul nu cred că îi poate crește. Ce să? L-am trimis acasă să-și pună ventuze pe spate și să facă clizme. Poate îi trece. După aia a venit o femeie să-mi zică: doctore, îmi cade părul. Cum îți cade, dragă, părul? Așa peste noapte? Ci că nu, că și-l smulge ea singură din cap. Că au exasperat-o ăștia iar cu tâmpeniile lor. S-au dezbătut legile justiției în Parlamentul European și după ce au făcut aia cu ou și cu oțet, ne-au făcut pe acolo, s-a trezit Tudorel Toader al nostru să se zmiorcăie că fițoșii aia de la Parlamentul European s-au dat cu statul paralel. Oricum, nici aia, vă spun eu, nici aia nu-s departe de noi. Ci că nu lasă ei pe toți tudoreii veniți de pe stradă să vorbească acolo. Domne, vorbesc numai cu premierul Viorica Dăncilă. Păi ăsta știe despre ce e vorba. Băi, nebunilor, ascultați-l pe ăsta. Tanti Viorica e un ficus pus de Dragnea la guvern. Logic, Viorica nu s-a dus pentru că avea alte lucruri mai importante de făcut, bă, gen să nu-l supere pe Dragnea. E, ce să-i fac bietei femei? Avea dreptate, nu? Am trimis-o acasă, ventuze pe spate și clizme cât cuprinde. Spre seară mi-a venit un pacient cu grețuri și stări de leșin de fiecare dată când își aduce aminte cum a feștelit DNA-ul dosarul Microsoft, auzi? Adică bravo, mă, DNA! Ești ca echipele românești de fotbal în cupele europene. Te bați cu pumnul în piept la televizor că faci și dregi. Prinzi 2-3 nefericiți din Liga a 4-a pe care îi tăvălești tu bine și după aia când te trezești în careu de 11 metri față în față cu dușmanul cel mare, ulu că mor, îți dai singur cu stângul în dreptul, mă, te arunci pe jos și strigi fault, că aoleo, s-a prescris, ce e asta? Păi n-avea dreptate săracul om să-i se facă rău, l-am trimis acasă cu rețetă, ventuze și clizme. Când se închici o ghereta, ce credeți? Îmi mai vine un pacient. Ăsta se plânge că a început să nu mai audă bine. Ci că a auzit el la radio că l-a amendat Consiliul Antidiscriminare pe CTP-ul pentru glume cu pavieni în mantie, mă. Dar pe Tudose, care a propus ca ungurii să fluture lângă steaguri, și pe Șerban Nicolae, care a zis că are poze carnale cu Cozet Chichirău, doar i-a avertizat prietenește. Păi nu e clar că a început omul ăsta să surzească, nu? Păi ce Consiliu de Antidiscriminare de bun simț ar face așa ceva? Sigur nu era vorba de Consiliu de Discreditare? L-am trimis și pe ăsta acasă, cu știți dumneavoastră ce rețetă. Și stați liniștiți, ăștia-s doar o parte din bolnavii de săptămâna asta.
Îi mai am și pe aia care au dat în bâlbâială când l-au auzit pe Dragnea că n-are bani să-și printeze dosarul, auzi? Ăia care au halucinații că Iohannis se distrează bine mersi în vacanță prin Tenerife în timp ce țara arde. Ăia pe care îi doare capul de fiecare dată când aud că PSD se bate iar cu SPP. Ca să nu mai zic de dereglații ăia care se miră că la dărâmarea guvernului Grindeanu cineva a băgat pastile de ibuprofen în urna de vot. Normal că au nevoie de pastile, sunt bolnavi, altfel nu funcționează. Mi-e tot mai clar, oameni buni, nu ne mai facem bine și nu e așa să zici că doar ăla e bolnav sau ălalt e bolnav. Nu, toată țara e bolnavă, suntem gripați de la temelie. Ar trebui să vină cineva cu costum din ăla de astronaut să înconjoare toată țara cu bandă galbenă de câteva ori și să scrie mare pe ușă: carantină, nu intrați, ieșim noi când ne facem bine. Și că tot veni vorba de boli, cred că m-am molipsit și eu de ceva boală grea, da? Altfel nu-mi explic de ce naiba sunt încă aici și n-am plecat afară la fel ca toți colegii mei. Ia hai să-mi scriu eu singur o rețetă de tratament. Deci avem așa: ventuze pe spate, clisme, 8, ba nu, 10 pe zi, să te înveți minte, nebunule. Așa. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ați văzut ce a pățit premierul din umbră? Eminența cenușie a guvernelor Dragnea. 8 ani au dat judecătorii de la Curtea Supremă. 8 ani, tăticule, 8 cu executare. Of, și tocmai fusese numit consilier de stat la cabinetul premierului Dăncilă. Acum, cu 8 ani de condamnare, la revedere, papuiu, n-are cum să rămână consilier. E clar că o să-l revoce Dragnea din funcție, urgent, domne, pentru că trebuie promovat, desigur. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat o primă decizie într-unul din dosarele lui Darius Vulcov. Astfel, el a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Darius Vulcov nu va merge însă la închisoare pentru că este o decizie în primă instanță, ceea ce înseamnă că ea poate fi contestată. Da, bine, nu este o decizie definitivă, trebuie spus. Și da, au mai fost răsturnări de situație. S-au mai văzut minuni. Uitați-vă la Barcelona, care a întors un 0-4 cu PSG. Dar la 0-8 e mai greu. Darius Vulcov este un om de o valoare rară din punct de vedere economic. Știm că e un om valoros. Mă, când ai pereții plini cu tablouri, 100 și ceva de bucăți, numai semnături grele, când o arzi cu lingouri de aur, oho, n-ai cum să fii altfel. Plus un sfert din codul penal la rubrica de acuzații, cu trafic de influență, cu spălare de bani, cu de-astea. Doamne, doamne, cum sună! În ce hal de țară trăim! Fost senator, fost primar de municipiu, fost ministru de vreo 3 ori. Asta oficial se știe, că așa, neoficial, el e șeful la țară de un an și ceva. Dar nu știu cum a fost la guvern pe tot. Era angajat la grupul parlamentar? A lucrat la guvern tot timpul și a sprijinit cele două guverne. Și sprijină în continuare. Și este cel care împreună cu mine și cu încă 2 colegi am lucrat efectiv la programul de guvernare care e obligatoriu să fie pus în plan. E vulnerabilitate? Este un om liber, Darius Vulcov are dreptul să trăiască și să prindă liber. Păi, boss, să mai bage acum repede niște ture, a? Să facă pe jos niște trasee de om liber, un Slatina București, un București Slatina, nu? Ce replici de golani, mă, ce reacții, ce fețe, ce explicații. Dar ce vreți, la ce ne putem aștepta totuși din partea unui înalt oficial care a ratat o întâlnire cu un șef de stat pentru că a întârziat foarte mult la propriul proces în care e acuzat de corupție? Cum vreți să gândească el altfel decât arogant și paralel cu realitatea? Apropo, ieri în Parlamentul European, o doamnă din grupul social-democraților, deci colegă cu pesediștii, da, a întrebat acolo în plen: mă, Rumânski, mă, cum e posibil ca o persoană anchetată de Olaf să rămână în funcție? Se referea, desigur, la Liviu Dragnea. Deci aici s-a ajuns nenea cu hamster. Da, ce să faci? Probabil e vreo femeie, de-aia vreo conflictuală, domne, o necivilizată, o nerezonabilă. Nu ca păpușile tale de la Videle. Viorica Dăncilă este un om civilizat,
o femeie plăcută și rezonabilă. Are o experiență bună atât în administrația locală, dar și o practică îndelugată în Parlamentul European. Da, cam asta cu băieții. Să așteptăm așadar și returul lui Vâlcov. Să așteptăm completul de 5 judecători. Vedem după aia ce o mai fi. Oare ce o să facă Nea Livache mai departe în caz de condamnare definitivă cu executare? Cum procedează? Cum se descurcă? Rămâne să lucreze singur la viitoarele programe de guvernare sau se duce lângă Vâlcov să lucreze împreună? Nu sunt specialist. PSD-iștii au rămas captivi în logica asta. Vă dăm bani, stați liniștiți, gata, vă dăm bani. Haideți, nu mai plângeți că vă dăm bani, ce n-ai. Cum faci cu bebelușii? Gata, gata, îți dă mama țățică acum, gata și Suzetă și biberonel. Gata, nu mai plânge. Banul, frate, pentru că la ei totul s-a rezolvat de când se știu cu bani. Vedeți, aici e paradoxul. România e o țară relativ bogată cu foarte mulți oameni săraci. Specialiștii Eurostat au împărțit România în 5 categorii. 20% din populație aflată în sărăcie cruntă câștigă în medie spre 300 de lei. Potrivit Institutului de Statistică, în tot acest timp, cei cu veniturile cele mai bune câștigă în medie de la 2000 în sus. De aceea, marea problemă cu salariile în România este să fie crescute substanțial la segmentul de jos, la segmentul foarte mare al celor cu venituri mici. Apoi nu lași frate la liber să-și facă primarii și viceprimarii și șefii de consilii județene și mai știu eu cine salariile cum vor ei. Asta este mită pe față, așa se numește. Și foarte important, voi măriți salariile și după aia, pe posturile cu lefurile cele mai mari, vă puneți oamenii voștri de la partid. Din nou sună a grup infracțional organizat. Ce vreau să zic cu toate acestea? Că nu suntem, băi, niște animale cărora le aruncați din când în când câte 100 de lei. Mă rog, n-a fost cazul de data asta nici măcar să ne dați, voi de fapt ne luați. Iar noi după aia să vă lingem mâna. Terminați cu această atitudine. Cea mai gravă situație este însă în județul Vaslui, unde aproape 400 de școli, adică cele mai multe, au closetul în curte. Topul rușinos este completat de alte 3 județe, tot din Moldova. Practic, elevii din peste 2400 de instituții de învățământ sunt în această situație neplăcută. Dezvoltare nu înseamnă numai niște bani dați așa, după cum îl duce mintea pe un ministru. Dezvoltare înseamnă investiții, iar mărirea salariilor la bugetari este o investiție. Să nu ne plece medicii din țară, oameni buni, e o mare realizare. Să avem profesori foarte bine pregătiți pentru copiii noștri, este o uriașă realizare, e poate cea mai bună investiție pe care am putea să o facem. Dar asta nu e tot. Voi nu reușiți să faceți școli cărora să nu le cadă tavanul. Nu reușiți să faceți școli cu WC-ul în interior. Nu reușiți să găsiți motorină ca să meargă copiii la școală cu microbuzul ăla care stă pe butuci în curtea primăriei. Priviți în ce hal se chină acești copii. În fiecare dimineață pentru ei viața este un calvar să ducă la școală. Săraci au cizme de schimb. Nu se poate merge altfel pe aici. Aceste imagini au fost filmate de un localnic din satul Cârlănești, Dâmbovița. Încălțați cu cizme de cauciuc și cu pantofi de schimb în ghiozdan, cei mici sunt nevoiți să parcurgă aproape 3 km pe un drum îngrozitor. Știți care-i nenorocirea? Că fără bani, oamenii n-au nici drepturi. Fără salarii decente, oamenii renunță la drepturi. Asta știu și exploatează minunat politicienii. Abia odată cu veniturile mai mari, oamenii încep, au timp să se gândească și la demnitatea lor, la mândria lor. Abia atunci își pot privi altfel copiii în ochi, pentru că le pot oferi o educație decentă, cărți, jocuri, haine, o vacanță. Cum ziceam, banii sunt totul, dar nu sunt de ajuns. Hai că m-am luat cu filozofia. Deci că oricum voi ăștia de la putere nu pricepeți. Dați bani mai mulți la cei care au puțin, nu tot la cei care au mult. Și încercați să faceți invers cu impozitarea și taxarea, mă băieți. Nu-i mai scutiți pe cei care câștigă mult, în timp ce îi cocoșați pe cei care trăiesc de pe o lună pe alta. Hai mă că e simplu, sunteți social-democrați, nu neoliberali, nebunilor. Tanti Vasilica! Tanti Vasilica! La unde, mă? Cred că nu o lasă nici să iasă la geamă.
Domnul Dragnea! Domnul Dragnea! O lăsați pe tanti Vasilica Viorica să vorbească la Strasburg despre legile justiției? Nu cred că ne ajută pe noi ca nație. Haideți, domnul Dragnea, da, oamenii au întrebări, domne, au vor să știe ce se întâmplă, au interpelări, au mirări, au... Sincer, n-am chef să vorbesc despre asta acum. Alo, uie? Nu, am strigat, am vorbit, da, nu. A zis stăpânul ei că nu o lasă pe tanti Vasilica să vorbească pe legile justiției. Ce să... Mulțumim, sănătate. Tanti, tanti, vă dau o veste proastă. Deja, da, ne-am prins că ne luați de fraieri. Cum e posibil așa ceva? Adică Parlamentul European v-a făcut o invitație să vorbiți în plen pe legile justiției și dumneavoastră ați băgat coafiura în pământ și mucles? N-ați zis nimic? Și în continuare nu ziceți nimic despre asta? Serios? Măcar sunteți prin București sau conduceți guvernul de la videle din balcon? Europarlamentarii și-ar fi dorit ca premierul României să vină să le răspundă temerilor privind modificările aduse legilor justiției, dar și codurilor penale, însă Viorica Dăncilă n-a venit. A mers în schimb ministrul justiției, dar pentru că nu figura pe lista de invitați, nu a fost lăsat să ia cuvântul. Nimic mai stupid, nimic mai jenant pentru noi. De luni întregi modificările pe care alianța PSD-ALDE vrea să le facă pe legile justiției sunt atacate de tot felul de voci de la Strasburg, iar acum ai ocazia să vorbești în plenul Parlamentului European pe aceste modificări și tu, prim-ministru invitat acolo, nu te duci? Nu, eu tot nu cred că s-a întâmplat așa ceva, mă. Nu cred. Ăsta e mai mult decât malpraxis, mă. E malpraxis cu prostie și rea voință. E tot ce vreți de la penibil în jos. Domnul președinte Tajani a fost indus în eroare pentru că nu i s-a dus la cunoștință legea din România. Conform legii române și Constituției României, cel care este prezent la lucrările Consiliului este președintele României, care sigur n-a putut să fie astăzi aici, iar în absența acestora lucrările Consiliului participă, cum este cazul problemei pe justiție, ministrul justiției. Ar trebui să-i se dea posibilitatea domnului ministru al justiției Tudorel Toader, membru al Comisiei de la Veneția, să poată să dea măcar răspunsuri la întrebări. A fost refuzat, iar motivul e cât se poate de simplu. Ministrul justiției nu era pe lista invitaților. Doamne, doamne, cât de jenant! Aici ar fi două chestiuni de discutat. 1. Dacă știai tu, guvern al României, că doamna Vasilica Viorica are de mers la salon în perioada asta și nu vrea să se ducă la Strasburg, de ce nu s-au făcut diligențe ca ministrul Toader să-i țină locul? Adică ai făcut ceva în sensul ăsta sau doar l-ai trimis pe Tudorel acolo izmene pe călător tocmai ca să fie refuzat și să ai de ce să faci pe victima tu, PSD, tu, guvern? Și 2. Cum naiba ministrul Tudorel Toader nu era pe lista invitaților? De ce nu era pe listă? Cu ce vă ocupați voi acolo la guvern? Cu ce se ocupă oamenii pe care i-ați trimis în Parlamentul European? Ce relații aveți cu grupurile europene din care faceți parte? Pe scurt, cât de incompetenți puteți fi? Adică așa stând lucrurile, nici nu mai e vorba de legile justiției, ci de cât de jalnic este guvernul României. O bombă. O bombă rezolvă totul. Și mai văd asta cu: a, domne, dar conform Constituției noastre, ministrul justiției avea dreptul să vorbească dacă n-a mers președintele. Iar chestiuni de astea românești, adică ce putea să facă? Să le dea ălora în cap cu Constituția României? Că îi dădea oia în cap cu regulamentul UE, poate. Nu știu, că nimeni nu vorbește, nimeni nu știe. Dar nu e vorba de voi, băieți, aici, ci de imaginea României, de noi toți. Pe scurt, ați plecat cu o treabă și n-ați făcut-o. Punct. Despre asta e vorba. I am glad that we have with us representative of the Gulf states because our of most important objectives of this exhibition. Și stai, că nu-mi iese din cap asta cu doamna Vasilica Viorica. Și ce treabă ați avut, doamna Vasilica Viorica, de n-ați putut să mergeți în Parlamentul European? Că de o săptămână n-ați mai apărut deloc, n-ați mai scos o vorbă. Ce faceți dumneavoastră acolo la guvern? De fapt, dacă mă gândesc mai bine, oare nu era mai trist să mergeți? Oare nu era cu mult mai trist să vorbiți în plenul european cu engleza aia lovită de tren și să răspundeți la toate întrebările cu limba de lemn a lui Ion Iliescu nespunând nimic?
Că sunteți cu limbile străine cam ca doamna Olguța, din ce am auzit. Sur le marche du tramvai, it can be supported by measures such as a mandatory paternal leave and how the ways made an extraordinary plea in favor of paid leaves. A? A? Cred că de-aia nu v-ați dus, nu? Pe noi aici în sat, vorba aia, ați putut să ne păcăliți cu două, trei hârtii, un CV făcut frumos. Dar acolo, acolo la oraș cu băieții mari, e mai greu. Ți se vede mămăliguța dintre dinți când zâmbești? Ar fi râs să ia până la Paște de ce ați fi scos pe gură pe acolo. Vedeți, fraților, cum e cu impostura asta, îți merge până la un anumit nivel. E, în România, nivelul la care te poate duce impostura e încă foarte, foarte sus. De-aia sunt atâția care aleg meseria asta de impostor. Pentru că avem o societate dată cu totul peste cap, în care nu mai există repere, nu mai există valori. Afară, în lumea civilizată, impostura nu te poate duce decât foarte jos pe scara de valori. Lucrurile sunt astfel organizate încât oamenii nepregătiți să nu aibă acces peste nivelul lor de competență. Aici trebuie să lucrăm noi. Iar pentru asta avem nevoie de două lucruri. Să investim în educație, ceea ce proștii cu funcții resping de 28 de ani, na, instinct de conservare, și să facem presiuni mari pentru reașezarea societății pe criterii de competență, ceea ce probabil ne va mai lua încă vreo 30 de ani. Vai, cât de optimist sunt azi! Stați, stați, că opoziția are cu totul altă agendă. Da, ea acuză puterea că a măsluit votul prin care l-a dat jos pe Grindeanu. Îl știți, domnul ăla de la PNL, Grindeanu? În consecință, opoziția solicită constituirea unei comisii de anchetă care să verifice procedura de atunci. Iar acum, surpriza. Din comisie ar trebui să facă parte și un medic sau un farmacist. Ca în reclame. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Pentru că rezultatul votului de la moțiunea de cenzură din vară nu corespunde cu înregistrarea videoședinței. Au votat 249 de parlamentari, însă au rezultat 251 de voturi. Oamenii trebuie să știe că, deși aveați voturi suficiente, reflexul de a fura v-a împins să băgați în urne niște pastile de Nurofen. Deci așa ceva? Ok, cu acuzațiile de furt ne-am obișnuit, dar pe asta cu pastilele n-am mai auzit-o. De obicei dispăreau bilele de vot, acum au încercat să bage mai multe și au băgat pastile. Bine că n-au turnat și multă apă în urnele alea, să se ducă mai ușor, știți cum e. Dar să trecem. Cineva de la PSD a intervenit desigur ca să o combată pe doamna Turcan. Doar pentru cunoștința dumneavoastră, ca să nu se tot rostogolească minciuni la public. De data asta, la votul respectiv, n-a fost nicio pastilă de Nurofen. Eu nu v-am întrerupt, doamnă. O, s-a enervat Dragnea, galantul Dragnea, ca să vezi. Nu v-am întrerupt, doamnă, nu mă întrerupeți că îl chem pe Șerban Nicolae. E, așa, ne-am calmat, că aș vrea să revenim la cuvintele lui Dragnea. De data asta, la votul respectiv, n-a fost nicio pastilă. De data asta? De data asta n-a fost nicio pastilă? Păi stai așa și ia zi-ne, Livache, la alte voturi au fost și pastile? Că nu s-a înțeles exact. Ah, păcat că l-a întrerupt cineva din sală. Poate aflam chestii interesante. E, n-are nimic. Or mai fi și alte ocazii. Păi cât mai e, mă, până la următoarea moțiune? O săptămână, două. Atunci vom sta cu ochii pe urne ca să vedem ce se întâmplă. Personal, dacă mă întrebați, nu prea cred. Nu prea cred, mă, în acuzația cu pastiluțele de cap din urnele de vot. Păi la ce parlamentare avem, mă așteptam să se găsească niște calmante de alea puternice. E, în acest timp, Dragnea cu Tăricianu se joacă și ei cu un ghemotoc de hârtie, ca pisicile când n-au treabă. Știți că i se făcuse lui Dragnea de comisie specială să-l ancheteze pe generalul Pahonțu de la SPP? S-a întâlnit cu Tăricianu pentru asta, ci că nu mai fac nicio comisie. Ce e, frate, cu oamenii ăștia? Nu-l văd scandaliza pe Dragnea că doamna Viorica Vasilica nu s-a dus în Parlamentul European, deși oamenii ăia au invitat-o. Nu, pe dânsul freacă ideea asta cu o comisie specială.
De ce ați preferat să vă plângeți la Dragnea și nu v-ați dus și ați reclamat la parchet? Nu așa ar fi fost normal? Dar nu m-am plâns la Dragnea. Okay, eu am spus asta în comitetul executiv. Uh-huh. Am spus lucrul ăsta. Nu m-am plâns la Dragnea. Comitetul executiv național, le-am spus colegilor mei exact ce v-am spus dumneavoastră. Alo, mă scuzați, nenea cu ochelari. Întrebarea era de ce nu te-ai dus la parchet? Ce treabă are comitetul executiv al PSD? A? V-ați făcut și parchet acolo la PSD? Uite că au insistat jurnaliștii. De ce v-ați mers la parchet? Asta era întrebarea mea. N-am vrut. N-aveți încredere în justiție? N-am vrut. Oh, serios? N-ai vrut, cocoșel? Stai că zic eu de ce nu te-ai dus. Ca să o mermeliți voi la televizor toată ziua, ca să faceți voi comisii, ca să chemați voi oamenii la audieri, ca să pompați voi vitamine în statul paralel, că fără existența acestui monstru, statul paralel, voi sunteți zero. Așa, există un adversar, avem emoții, avem adrenalină. Mamă, ce vă mai luptați voi cu dușmanul cel rău care vă face pe voi personaje pozitive. A, chiar parchetul, domnul Augustin Lazar, sunteți foarte agresiv altfel. De ce naiba nu vă autosesizați când dita mai vicepremierul din guvernul țării zice că șeful SPP schimbă șef de partide? A? Că prea o jucați și voi politic, mă, cu parchetele astea. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au avut o discuție scurtă, de un sfert de oră, în biroul președintelui Camerei Deputaților. La final nu au vrut să răspundă jurnaliștilor dacă au luat sau dacă au ajuns la o concluzie cu privire la această comisie de anchetă, dar iată că persoane care au participat la această discuție spun că decizia este luată, s-a tras linie și nu consideră în acest moment oportună această comisie de anchetă. E, lăsați, nu vă grăbiți, nu, o mai plimbați pe la TV, o mai urlați pe holurile Parlamentului, o mai discutați în ședințele PSD, iar vă întâlniți, că na, până la urmă ce altă treabă aveți voi, țara merge, roborul crește, vine și primăvara, totul e frumos. Olo, olo. O, nu, nu se poate așa ceva. Elena Udrea a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, unde era înscrisă la un masterat în consiliere pastorală și asistență psihosocială. Ci că nu s-a prezentat la niciun examen și de-aia o exmatriculată. Stai. Păi stai așa, ce? Ce face? Să se prezinte doamna Udrea la examene? Să vină ei să o examineze, nene, dacă vor să afle ceva din domeniu. De când se duce, bă, studentul la examene? Doamne ferește, dar cine mai pomenim așa ceva? Elena Udrea a fost exmatriculată de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde se înscrisese în 2016 la masterul de consiliere pastorală și asistență psihosocială, deoarece nu s-a prezentat la nici un examen. Și chiar m-am gândit de câteva ori. Mă, ce-o face, mă, masteranda noastră? N-am vrut să o deranjez, dar mamă, și cum pornise nuțica noua carieră în toamna lui 2016. Și-a ascuțit creioanele, și-a luat cele mai sobre haine posibile, și-a îndreptat părul, s-a urcat în primul avion către Cluj, s-a dus la facultate și a intrat în clasă alături de mai tinerii ei colegi. Vai de mine! O mică diferență de vârstă, da. E, ce să facem? Sper că nu v-au fluierat golanii. Doar se știe că nu-i bine să fluieri la cursurile despre biserică. În prim curs de psihologia religiei. Interesant, mă bucur, încă o dată spun, foarte mult de această alegere. Recunosc că am avut ceva emoții și că mă simt ca în anii de facultate. Am intrat în sala de curs, mă simt ca o studentă, ca un student oarecare care vine la școală, vine la cursuri. A fost momentul în care ne-am prezentat cu toții, să știm fiecare cum se numește, ce a făcut până acum. Aolo! Și ați spus tot, doamnă? Tot? Și n-au venit procurorii să vă ridice de acolo? Haideți, doamnă, că glumesc. Uite, îmi dau și două palme să-mi fie rușine după emisiune. De fapt, nici nu mai trebuia să spuneți ce ați făcut, că știe toată lumea că ați făcut numai bine în carieră, doamna Udrea. Numai lucruri bune. Ați construit România modernă. Ați ridicat-o pe cele mai înalte culmi, alături de președintele Traian Băsescu.
ce să mai, gata, am cer scuze că v-am întrerupt, vă rog. Nu noi suntem cei care trebuie să judecăm, ci Dumnezeu. Sigur că mi-ar fi fost mult mai ușor să fac la București decât aici, însă nu l-am făcut de dragul de a face, ci pentru că îmi doresc foarte mult să aprofundez acest domeniu, tocmai pentru a-l folosi în mod temeinic și științific. Și la aprofunda nu ții până în podul gării, cum se spune. Însuși decanul facultății a explicat azi că Elena Udrea nu s-a prezentat la niciun examen și nici nu crede că a fost la vreun curs în afară de alea din prima zi. Oamenii de la facultate, decanul facultății, sunt oameni extraordinari. Deci s-a auzit? Un om extraordinar, da? N-avem niciun motiv să nu-l credem. Da. Reamintesc că Udrea a intrat la acest masterat pe unul dintre locurile bugetate. Cum ar veni, din cauza ei, un amărât care și-ar fi dorit cu adevărat să învețe a fost nevoit să plătească sau poate chiar a renunțat la idee pentru că n-a luat la buget. Locul lui era ocupat de preacuvioasa Nuțica din Pleșcoi, care o fi crezut că dacă a intrat acolo, poate ia și vreo indemnizație ca la parlament, a? Doamne, doamne, ce sunt în stare unii să facă în încercarea de a păcăli un judecător. Să vă fie rușine, doamnă, încă o dată. Ați înțeles strategia? Acum ies toți miniștrii pe rând să ne explice că salariile sunt ok peste tot. E ca și cum ne-am uitat toți la Dita mai elefantul și ei încearcă să ne convingă de faptul că nu vedem nimic, că nu e, domne, niciun elefant. Ba, elefantul mai trage și o Dita mai balega de elefant. Nu e nimic, nici balega aia, nu, mirosul nu există, totul e frumos în această țară minunată. Deși miniștrii noștri de cele mai multe ori sfidează matematica, atunci când vine vorba să ne aburească, apelează la cifre, multe cifre, un mare nor de sute, mii, zecimale, radical și integrale. Chiar dacă îi urmărești, e imposibil să pricep ceva. Iată ziua de ieri. Înțelegeți voi ceva dacă puteți. 15 chestori, 3 generali, 151.000 de funcții, 29,3%. De 1.373 de lei, 2017, 1.776 de lei. În medie, 990 de lei, 250 de lei, cel puțin 3.000 de lei, până la 5.000 de lei, peste 25 de ani. Opriți-vă, opriți-vă, aveți dreptate. Recunoaștem tot. Nu mai opriți odată această tortură a cifrelor. Vă credem? Da, doamna Carmen, sunteți pregătită, doamnă. Sunteți cea mai bună. Se vede că ați fost secretară, șefă de bloc sau ce ați fost prin Teleorman pe acolo. Afirmațiile de genul: polițiștii nu vor mai lucra după ora 16, riscă să genereze o panică nejustificată în rândurile populației, în condițiile în care siguranța cetățeanului este și trebuie să rămână principala datorie a angajaților acestui minister. De aceea, asigurăm cetățenii că poliția își va face datoria ca și până acum. Pasta de unde ați scos-o? Cu polițiștii care nu vor mai lucra după ora 16. Ăsta era stilul grețos al lui Traian Băsescu. Lansa fantome cu care apoi se lupta. De genul: se zice despre mine că aș fi luat premiul Nobel pentru tăieri de salarii. Nu, n-a zis nimeni. S-a spus doar că ești un mic dictator care țopăie pe viețile românilor și câteodată merge în patru labe pe imaginea țării. Așa și doamna Carmen Dan ține să ne asigure că zvonul conform căruia extratereștrii vor ataca România mâine la ora 12:23 este fals. Gata, mă, gargară multă, uită lumea că s-au micșorat salariile. E, nu, mă, nu-ți mai mici, doar vă uitați voi la ele de la distanță mai mare, da? De-aia se văd mai mici, dar ele sunt la fel, de fapt. Cred că Iohannis a ajuns în acel punct în care a renunțat la un al doilea mandat. De ce să-și mai bată capul cu lupta politică? Nu mai bine se bucură de prezent? E și o vorbă. Trăiește mandatul ăsta pe care l-ai ca și cum ar fi ultimul. Iohannis e ca unul care tot vrea să slăbească și care după un lighean de înghețată își zice: frate, dacă tot nu mai dau jos din kilogramele astea, măcar să mă bucur ca lumea de obezitate. La fel și președintele. Mai întâi a numit-o pe Dăncilă fără nicio reținere, ca și cum îi era gândul numai la vacanță și l-aștepta doamna Carmen la scara avionului ca să plece odată spre Tenerife.
Acum președintele e într-o vacanță din care nu-l tulbură nici măcar cel mai mare deranj cu salariile de la tăierile lui Băsescu încoace. Chiar așa, domnul Iohannis, e tot în regulă? V-au intrat toți banii pe card? Să nu vă treziți că n-aveți pe acolo cu ce să plătiți consumația. Nu vrem să ajungeți să spălați vase la bucătăria restaurantului de 5 stele cot la cot cu doamna Carmen. Mă rog, mai e și soluția aia să plecați de la restaurant dansând conga fără să plătiți. Dar președintele chiar merită liniștea pe care o are acum. Normal, din moment ce a făcut pace cu toată lumea ca să poată să se bucure de vacanță. Orice s-ar zice, vacanța e sfântă, domne. Dacă ar fi Iohannis Patriarh, vacanța ar avea câteva săptămâni trecute cu roșu în calendarul creștin ortodox. N-am fost înștiințat și nici nu trebuia să fiu înștiințat. Dar nu văd o problemă, sincer. Adică de ce n-ar avea dreptul președintele să meargă câteva zile unde dorește? Nu cred că e un subiect. Bine, nu e ca și cum când nu e în vacanță, Iohannis se omoară cu munca. Oricum nu aflăm nimic din ce face când e la serviciu. Și până la urmă, cum să nu-i convină lui Dragnea vacanța lui Iohannis? Și pentru el înseamnă câteva săptămâni de liniște, nu doar pentru președinte. Vacanța e pentru Iohannis, ceea ce era suspendarea pentru Băsescu. Dacă te superi pe Iohannis, nu-l suspezi, ce ești nebun? Aștept să plece undeva în niște insule tropicale și îți faci de cap atunci. Doamne, ați văzut nebunia aia de la Muzeul Țăranului Român? Cu românii tradiționali care au oprit proiecția unui film? Un film, frate! Despre o realitate pe care o mai poți refuza doar dacă n-ai pic de educație, ca să fiu cât pot eu de elegant. Când văd chestii de-astea, nu mă încearcă decât mila. Serios, nu simt revoltă, nu simt altceva. Doar o milă profundă, pentru că mă gândesc ce existență mizerabilă trebuie să aibă unii, ce viață lipsită de orice fel de sens, dacă se cere umplută cu astfel de proteste. Răzvan Anghelescu a verificat în teren cât de mult mai avem noi românii până la civilizație. Vax populi. Incidentul acela a fost la un film cu homosexuali, au intrat niște tineri, au oprit filmul. Da, am văzut și am văzut aseară. Și se spune acolo, adică principala, da... Nu sunt de acord cu chestii de genul ăsta, cu homosexuale și cu... Nu. Nu sunteți de acord? Nu. Cei care au oprit... Este imposibil așa ceva. A fost un incident la un film din acesta despre homosexuale, a fost întrerupt și au spus oamenii de acolo că Țăranul Român, așa, este ortodox, nu este homosexual. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu părerea asta. Că e ortodox și că nu e homosexual? Este împotriva homosexualilor, Țăranul Român. Nu acceptă așa ceva. Păi normal, cine ar accepta să fii homosexual? Dumneavoastră nu acceptați așa ceva? Păi nu. Incidentul acela cu filmul acela cu homosexual care a fost oprit. Da, foarte bine. Îmi pare foarte rău. Eu n-am nicio treabă cu homosexuale ăștia, dar să faci propagandă cu filme și cu... Nu e frumos. Și mai cu seamă la Muzeul Țăranului Român. Nu te duci? Dom'le, dacă vrei neapărat să faci așa ceva despre acești oameni care sunt așa cum i-a lăsat Dumnezeu, fă, domnule, în altă parte, domnule. Despre homosexuali, așa, ce părere aveți? Nu sunt de acord. Asta e o lege a naturii. Omul cu femeia trebuie să fie, adică, soț, soții. Deci de asta ai făcut... De asta s-a inventat femeia, să zic. Nu înțelegeți de ce au apărut, nu, pe pământ homosexuali ăștia? Adică, bine, astea sunt concepții greșite, concepții... Probabil, în mintea lor... Ce părere aveți despre homosexuali ăștia? Ce părere decât părere proastă, altceva nu. Au apărut, ați văzut, din ce în ce mai mulți. Unde da. De așa dimineață când a dat la știri și cu aia, cu pedofilii și cu că trebuie castrați, că ați zis castrează. Mi se pare ceva normal. Așa să vă zic. Atunci a lăsat Dumnezeu pe fața pământului femei și om, păi de asta să căsătorească, nu să trăiască om cu om și lesbiancă cu lesbiancă, femeie cu femeie. Se spune că Țăranul Român e ortodox, era mesajul de acolo, nu homosexual. Nu știu, cum vedeți? Știți, părerea mea, din nou. Da. Aici a fost interpretat greșit. Am înțeles că ar fi fost ceva religios, cei care au intrat pe scenă ca să oprească. Deci au fost total dezinformați. Dacă ați vedea unul pe stradă, cum ați reacționa? Cam rău. În primul rând, nici nu l-aș băga în seamă. Nu, serios. Fiindcă nu e de teapa noastră ca să... Exact cum sunt ăia și în crâng.
Pe aleile alea, pe acolo. Credeți că e o boală sau așa s-au născut sau moda din ziua de astăzi? Sau toate adunate, probabil. Nu știu, cred că are ceva implementat în cap, în creier. Ce sentiment aveți dacă vedeți un pe stradă un homosexual? Eu știu că e sau nu. Să nu se dă că știți. Aveți așa ceva în interior? Nu, nu am nicio treabă cu el. N-am nicio treabă cu el, să fie sănătos. Dar să nu se manifeste. Să nu se manifeste, sigur că da. Să facă niște avansuri aiurea sau, mă rog, chestiuni de genul ăsta, știți? Nu. No. Deci nu v-ar deranja să-și vadă cum... Să-și vadă de ale lui acolo. Aia, na, parcă mă doare pe ce cere mie bani. Vă deranjează homosexualul? Ce părere aveți despre ei? Nu, domnule, pentru că, domnule, să știți că este dreptul fiecărui om. Asta este o deformațiune, un defect din naștere. Deci nu se capătă pe parcurs. E o celulă care se dezvoltă și e oameni, să spunem așa. Dar bineînțeles, dar normal, te obligă cineva, te întreabă de ce ai luat-o pe aia. Că mi-a plăcut, nu? Și atunci numai între heterosexual, nu? O, fețe vechi în seara asta la Starea Nației. Când au venit prima dată la emisiune, acum mai bine de un an, oamenii ăștia m-au lăsat cu refrenul lor în cap și n-am scăpat de el câteva luni. Îl cântam așa din senin. Mi-a plăcut mult melodia lor, Good Days, Bad Days. Acum We Sing in Colors lansează miercuri la expirat în București un nou album. Și cine merge la concert primește CD-ul în prețul biletului. Ascultăm în această seară piesa Before the Storm. Nu uitați de ediția noastră cu cele mai bune momente ale săptămânii, sâmbătă de la ora 12 la prânz, așadar. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră pe care puteți vedea emisiunile și multe alte rubrici în exclusivitate. Ne vedem luni, tot aici. Noapte bună!